Biserica Românească Sfânta Maria din Sydney a găzduit cu ocazia sărbătorii Adormirii Maicii Domnului un mare număr de credincioși români, sărbătorindu-se totodată și hramul bisericii. Slujba a fost oficiată de preasfinția sa episcopul Mihail Filimon, episcop al Australiei și Noii Zeelande, împreună cu trei preoți din parohiile românești învecinate. Domnul Marius Dragolea, consul general al României la Sydney, împreună cu soția sa, doamna Cornelia Dragolea, s-au alăturat ca întotdeauna comunității românești.